Ce bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Este stare de scandal în Parlamentul României din pricina votului pe care aleșii poporului trebuie să îl acorde urgent pentru prelungirea stării de alertă în România. Politicienii opoziției au anunțat clar că nu vor vota o asemenea prelungire pentru că nu se impune, spun ei. PSD, Pro-România și ALDE nu au de gând să respecte îndrumările specialiștilor de a continua cu o serie de restricții impuse pentru a proteja sănătatea publică, iar acum șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a mers în Parlament să discute cu șeful Camerei Deputaților, care este și șeful parlamentarilor majoritari. Poate îl face să se răzgândească și să îl determine să își îndrume colegii spre un vot pozitiv. O să comentăm subiectul în emisiunea de astăzi și o să vedem și punctul de vedere al politicienilor cu privire la acest subiect. O să discutăm de asemenea despre ce a pățit vloggerul Colo, care s-a dat în stambă pe internet și a ajuns în arestul central. Alexandru Bălan a fost reținut de polițiștii de la secția 9 din capitală după ce a fost audiat mai multe ore. El este acuzat de instigare la violență asupra minorilor. Și tot din spectrul justiției o să vedem date noi în dosarul colectiv. Noi audieri au loc de această dată cu privire la filmul intervenției care a apărut în spațiul public anul trecut și care nu a ajuns la anchetator decât după apariția lui în presă. Alături de mine în platou pentru 2 ore este jurnalistul Dan Bucura. Îți mulțumesc tare mult, Dan, pentru prezență. Bună ziua, cu mare drag. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum Top B1. Avem și date proaspete care vin de la grupul de comunicare strategică. 196 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus pe teritoriul României în ultimele 24 de ore. Un număr total așadar de aproape 21.000 de români care sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2. 15.103 persoane vindecate și în continuare avem 2.212 persoane în carantină, iar aproape 100.000 în izolare la domiciliu, așadar aproape 200 de cazuri noi. Dan Bucura, foarte repede vreau să trecem prin aceste cifre mari, am putea spune, referitor la ceea ce am avut în ultimele zile. Oricum, specialiștii vorbesc de acei dinți de fierăstrău și de cifre schimbătoare de la o zi la alta. Dinții de fierăstrău, este decalajul de 2 săptămâni sau decât între contactări și prezența virusului. Pe de altă parte, însă eu mă uit și în Beograd, în bucătăria celorlalte țări care s-au relaxat, unele s-au relaxat mai abitir ca România. Că nu suntem cea mai relaxată din zona asta, da? Grecia, Bulgaria, Austria sunt țări mult mai relaxate din punct de vedere al măsurilor luate către populație. Și văd că acolo există țări unde, într-adevăr, graficul arată mai rău, există și țări unde graficul arată mai bine. Nu degeaba am dat exemplul Austriei, pentru că vedem în Austria relaxarea este mult mai mare și cazurile de îmbolnăvire sunt mult mai mici decât în România. Deci cred că ține, până la urmă, de particularitatea modului în care oamenii unui stat, a unei țări, se protejează și singuri, nu neapărat de măsurile pe care le iau sau nu le iau guvernele, ce fac și ce nu fac, ce interzic sau ce nu interzic. Cred că lucrurile astea ține, repet, de noi înșine. Iar cum ne protejăm noi, din păcate știu că unora nu le place, dar o spun statisticile. Avem un consum destul de mic la produse cosmetice pe cap de locuitor raportat pe parcursul unui an, de exemplu. Produse de igienă te referi? De igienă, n-am vrut să o spun chiar așa brutal, dar dacă m-ai completat. Da, vreau să trecem în spectrul politic și pentru discuția care urmează i-am invitat prin telefon de această dată Sorin Moldovan, deputat din partea Partidului Național Liberal, și Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt al PSD. Ni se alătură telefonii, vă spuneam. Bună ziua, domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua. Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Înainte de toate, vreau să mergem în Parlament la colega mea, Gabriela Mihai, să ne dea ultimele detalii despre atmosfera de acolo. Bună ziua, Gabi, înțelegem că PSD, USR și Pro-România fac front comun în Parlament. Cele trei partide doresc să respingă prelungirea stării de alertă. Dă-ne detalii, te rog.
Am găsit, Raed Arafat a fost astăzi la președintele Camerei Deputaților, iar la această întâlnire au participat inclusiv liderii USR, dar și pro-România și, practic, Raed Arafat a încercat să îi convingă pe aceștia că este nevoie de prelungirea stării de alertă după data de 16 iunie și a spus că în momentul în care guvernul va veni cu propunerea în Parlament, va aduce și argumente fundamentate, argumente solide. Pe de altă parte, cei care au participat la această discuție, în speță vorbim despre Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, dar și Dan Barna și Victor Ponta, au menționat că ar vrea ca această stare de alertă să nu se mai prelungească, mai ales că, în opinia lor, nu ar mai exista suficiente motive. Pe de altă parte, iată că socialdemocrații ar veni cu un proiect de lege care ar fi o alternativă la prelungirea stării de alertă, astfel încât să fie menținute anumite restricții. Totuși, vorbim despre o întâlnire care a durat aproximativ o oră și, în cele din urmă, s-a finalizat fără a se ajunge la un acord comun. Vom vedea până la urmă cum se va finaliza totul, având în vedere faptul că ceva mai târziu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, va face și declarații de presă, declarații în care de altfel vom vedea care au fost concluziile acestei întâlniri. Vă reamintesc că președintele României, Klaus Iohannis, le-a atras atenția parlamentarilor să dea dovadă de responsabilitate și să dea un vot pentru prelungirea stării de alertă. Mulțumim foarte mult, Gabriela Mihai a fost în direct din Parlament. Dan Bucura, încep cu tine, ce crezi că se va întâmpla? Pentru că e clar, asistăm din nou la un scandal politic în cazul în care ne era dor de așa ceva. Ce mă întristează pe mine, dincolo de cum se va vota și la ce să ne așteptăm, mă întristează faptul că o chestiune totuși gravă, aceasta de sănătate a populației, nu poate fi tratată într-o cheie serioasă, ci tot într-un război politic, într-un cuiz electoral, de altfel. Și să nu spună nici o parte că nu e așa, fiindcă eu cred că toți aleșii noștri care vor vota astăzi într-un sens sau altul au avut acces la cel puțin aceleași informații la care avem și noi, ba chiar poate mai plus. Și atunci întreb, nu se putea găsi o soluție comună? Mă, chiar e o problemă? Hai să vedem dacă e problemă. Chiar nu e? Mi se pare ridicol războiul ăsta. Pe de altă parte, nu știu cine sunt eu să le dau sfaturi cum să voteze, că dacă iese prost, știi cum e? Dacă ne relaxăm total și spunem hai să fie bine și iese rău, cineva trebuie să răspundă. Dacă alții iau în derâdere și boala vine, iarăși trebuie să răspundă, este problema dânșilor să o fac așa cum cred și cum știu mai bine. Fiecare are propria sa viziune. Repet, mie, jurnalistic vorbind de pe margine, îmi pare un ușor război politico-electoral pe seama acestei pandemii și acestor măsuri de izolare, de stare de alertă și așa mai departe. Poate domnule Lucian Romașcanu, v-aș întreba până la declarațiile domnului Ciolacu, care este punctul de vedere final? Ieri, într-o discuție cu unul dintre colegii dumneavoastră, înțelesesem că dacă se va veni cu argumente suficiente, PSD totuși ar putea să dea un vot pentru prelungirea stării de alertă, însă numai în cazul în care vă va fi justificat clar de ce este impetos necesar să continuăm cu această stare de alertă. Păi eu zic că este imperios necesar să știe toată lumea de ce este nevoie de stare de alertă, pentru că până la urmă oamenii sunt cei care au limitările în libertăți și în acțiune și așa mai departe. Și se pare că trebuie să forțăm noi, într-un fel sau altul, guvernul și președinția să vină să spună de ce e nevoie. Până în acest moment nu avem niciun fel de informație care să ducă cu gândul la nevoia prelungirii stării de alertă. Dacă ne uităm la cifre și mai ales dacă luăm în calcul faptul că pe 15 mai a fost acea busculadă la intrarea în țară, pentru că iarăși au relaxat fără să se pregătească în prealabil. Deci au fost 20-30 de mii de oameni care au stat la un loc, au intrat în țară și totuși numărul de îmbolnăviți n-a explodat. Au venit al doilea val de relaxări în care s-au întâmplat foarte multe apropieri sociale și totuși nu a existat o creștere semnificativă a ratei îmbolnăvirilor. Credem că
Nu e cazul. Sigur, suntem deschiși și nu suntem irresponsabili. Și vreau să vă aduc aminte celor care au uitat probabil că două stări de urgență și o stare de alertă au fost trecute și cu ajutorul Partidului Social Democrat. Când a fost nevoie, am înțeles nevoia și am mers după ea. Acum nu credem că mai este cazul, mai ales că economia este cea care are nevoie de sprijin acum, nu oamenii să stea ținuți în casă și depătați. Și așteptăm de la 1 iunie, încă așteptăm să vină domnul Câțu să ne spună care e planul de relaxare, așteptăm de la 1 iunie să înceapă testarea în masă pe care o a anunțat domnul ministru Tătaru și premierul. Sunt lucruri care nu se întâmplă și vrem să le rezolvăm doar punând în fața românilor o nouă stare de alertă, un nou set de limitări, care ar trebui totuși să fie reduse printr-o acțiune mai potrivită a guvernului. Dar ați văzut că această stare de alertă, a declarat președintele României ieri, va veni la pachet cu o serie de restricții mai blânde, dacă îmi permiteți exprimarea. Deci eu cred așa, că în plan sanitar există la îndemână, în primul rând a guvernului, dar poate chiar și Parlamentul, în legea de aprobare a hotărârii de prelungire a stării de alertă, putem să nu aprobăm starea de alertă, dar putem să amendăm lucrurile acolo, astfel încât ceea ce își dorește guvernul, neapărat portul măștii, distanțări și așa mai departe, să fie trecute acolo. În al doilea rând, este foarte important să ne spună că lucrurile trebuie făcute pe fundament științific. Eu apreciez la domnul președinte Iohannis prima oară într-o lungă perioadă de timp când se adresează Parlamentului altfel decât niște hoți și niște vânzători de țară și așa mai departe. Că prima oară când spune stimați parlamentari. Mi-aș dori ca această schimbare de ton să vină și cu o propunere de discuție la vârful celor trei puteri în stat sau cele care sunt executivă și legislativă ca să discute deschis ceea ce este de făcut. Acum Parlamentul a fost permanent pus în situația de anexă a guvernului, iar acest lucru nu mai poate funcționa pentru că nu se mai poate. Trebuie să fim convinși de ceva și atunci oamenii vor merge responsabil la vot. Domnule Moldovan, ce rămâne de făcut în acest caz? Este clar că dacă Partidul Social Democrat nu va oferi un vot pozitiv pentru prelungirea stării de alertă, nu se va întâmpla acest lucru. Ce pârghie aveți în momentul de față de rezervă? Doar o informație, Partidul Social Democrat este minoritar în Parlament. Bun, dar domnul Ponta și domnul Tăriceanu au anunțat și domniile lor că vi se alătură, dacă vreți, că nu vor vota pentru prelungirea stării de alertă, deci e o majoritate acolo care să se impună negativ. Da, dar nu este o majoritate negociată. Fiecare acționează conform deciziei politice în baza unor informații pe care le are. Absolut, absolut. Vă rog, domnule Moldovan. Bun. Mă bucur că totuși Partidul Social Democrat și-a nuanțat poziția față de starea de alertă sau, mă rog, de o posibilă prelungire a stării de alertă față de zilele trecute. Până la urmă, trebuie să înțelegem un singur lucru, că noi politicienii ar trebui să ne intereseze de siguranța cetățenilor, cum spunea și domnul Bucura. Nu cred că acest subiect ar trebui politizat. Din contră, cred că guvernul ia aceste decizii, adică prelungirea stării de alertă, pe baza unor informații și unor recomandări venite de la specialiștii din domeniu, specialiști epidemiologi și așa mai departe. Eu nu cred că pot eu sau domnul Romașcanu sau, ce știu, alți colegi care nu suntem nici medici și nici epidemiologi să ne dăm cu părerea de pe canapea de acasă sau din fotoliu din Parlament dacă trebuie sau nu să prelungim starea de alertă. Eu cred că trebuie să existe un fundament foarte solid pentru a prelungi starea de alertă. Până la urmă, virusul nu a dispărut, să ne înțelegem, chiar dacă starea de urgență a dispărut și chiar dacă starea de alertă nu va fi prelungită, virusul nu dispare. Am văzut alte țări în care au fost relaxate și s-a dat drumul la o relaxare destul de mare și a venit, ca urmare, la două săptămâni au venit alte îmbolnăviri. Deci cred că, din punctul meu de vedere, ar trebui să suflăm și în iaurt. Până la urmă vorbim despre siguranța cetățenilor și, repet, cred că acest lucru nu ar trebui politizat. Iar deciziile pe care le luăm în Parlament cu prelungirea sau nu a stării de alertă trebuie să fie bazate pe
informații concrete și clare date de către specialiștii din domeniu, nu pe o poziție politică pe care o decide un partid sau altul. Aceste informații, bineînțeles, o secundă și vă rog. Bineînțeles că cred că orice partid politic, orice politician sănătos la cap în țara asta își dorește să se revină la normalitate și ne dorim să ne revenim la normalitate, dar în condiții de maximă siguranță sanitară până la urmă. Deci nimeni nu vrea să țină în casă cetățenii, nu vrea să prelungească stări de urgență, de alertă, doar de dragul de a le prelungi. Dar să nu uităm totuși că România a luat aceste măsuri din timp și totuși numărul de îmbolnăviri și de decese este relativ mic în comparație cu alte state din Europa, cu un sistem medical mult mai bine pregătit decât cel românesc. Aceste informații clare și concrete despre care vorbește domnul Moldovan, domnule Romașcanu, lipsesc în momentul de față? Eu mă bucur foarte tare pentru declarațiile domnului Moldovan. Sunt clar absente aceste informații. Noi am avut doar o declarație a președintelui în care spune noi vrem să prelungim starea de alertă, virusul nu moare dacă se votează nu știu cum în Parlament. Da, de acord. Dar haideți să vedem ce ne îndeamnă domnul Arafat. Mă scuzați că vă întrerup, domnul Romașcanu, dar domnul Arafat chiar scrie și pe burtieră în emisiunea în care suntem. Este la discuții cu domnul Ciolacur. Domnul Arafat este șeful departamentului pentru situații de urgență. Deci, probabil că va prezenta situația domnului. Dar eu n-am zis că, eu vă zic că în acest moment nu există informații. Nu, dar să nu spuneți că nu există informații. Că păi nu există, în acest moment nu există. Dumneavoastră le știți că tot discursul dumneavoastră a fost că trebuie să votăm informat. Nu există. Când a ieșit domnul Arafat de la domnul Ciolacu, să aflăm și noi care sunt informațiile. Mai ales că din ce a apărut în spațiu public, eu nu sunt la Parlament, acum ajung că avem sesiune la Senat, există informația cum că domnul Arafat va veni cu toate datele necesare odată cu legea de aprobare a stării de alertă, de prelungirea stării de alertă. Deci nu cred că avem mai nimic, din păcate. Nu putem, credeți-mă, și dumneavoastră sunteți la fel de convins ca și mine, oamenii nu mai vor să meargă la căruța guvernului fără să li se spună de ce. Au fost luni de zile în care au ascultat și continuă să ascult. Eu n-am văzut oameni fără măști din magazine, eu n-am văzut oameni fără măști, cu mici excepții. Păi acum prevede legea să purtăm măști, domnule Romașcan. Prevede legea și ca guvernul să dea măști la cei care nu au capacitatea financiară să și le asigure și nici până în ziua de azi nu le-au dat. Domnul Romașcanu, da, îmi bucura să... Am și eu o întrebare, că tot în ideea răspunsului noastră și replicii de mai devreme. De ce credeți că ar menține guvernul starea de alertă sau cum o fie, de altfel neplăcută pentru populație, dacă n-ar fi necesar? Adică ar fi un fetiș al guvernului. Cum explicați dumneavoastră sau PSD-ul această măsură? De ce ar face-o? Păi este autoexplicantă, ca să zic așa. Vă rog, citim la tot pasul de angajările care se fac fără concurs pentru că starea de alertă permite acest lucru în acest moment. Nu se mai fac concursuri, dar nici nu cred că pot angaja în instituțiile publice. Angajează, au angajat 12.000 de oameni, domnule Bucura. Au angajat toate concursurile. Lăsați-mă să termin, domnul Moldovan, și aveți toată emisiunea înainte. Au angajat șef de cârciumă, șef de pompe funebre la spitale, oameni cu probleme penale pe aici, pe acolo. Uitați-vă și sunt publice încrengăturile domnului ministru Grindă și ale domnului ministru Tătaru. Lucrurile astea, plus tunurile, plus măștile, milioanele de măști care au venit pentru că acea fabrică de făcut măști a Romarmului a făcut exact masca pe care a purtat-o domnul Orman, pe care s-a stricat și a costat 1.000.000 de euro acea aparatură. În acest moment sunt lucruri în derulare care nu pot fi făcute și nu vreau să fiu acuzat de declarații politicianice, dar sunt publice. Aceste lucruri probabil că trebuie acoperite în continuare prin această stare de alertă. Domnule Moldovan. Domnule Romașcanu, dacă există undeva probleme de legalitate, cred că există instituții abilitate care pot să cerceteze chestiunea aceasta și se pe stare de alertă și pe nestare de alertă. Nu cred că dacă avem stare de alertă, parchetul sau DNA-ul sau
orice altă instituție nu poate să ancheteze eventualele fraude la care faceți dumneavoastră referire. Nu văd care este legătura. Însă, în schimb, ce vreau să subliniez este că concursurile în instituțiile publice sunt suspendate pe durata stării de alertă. Bun, sunt de acord, dar nu e mai bine să oprim aceste lucruri decât să le lăsăm să se întâmple ca să aibă ce cerceta DNA-ul? Pe de o parte, domnule Romașcanu, aveți perfectă dreptate, dar pe de altă parte este vorba de sănătatea publică și dacă vin experți în domeniu și spun este necesar să mai continuăm încă 30 de zile în aceste condiții, nu puteți să vă impuneți printr-un vot politic împotriva experților. Nu. Pentru și că nu asta o să facem. Se întâmplă acum. Și nu o să o facem, dar credeți-mă, tot ce ține de sănătatea publică, dacă se va dovedi una la mână, că nu este necesară starea de alertă pe întreg cuprinsul țării, ci poate fi dată pe zonele expuse. Dacă se va dovedi că sunt necesare măsuri care pot fi aplicate sau impuse prin hotărâri de guvern sau prin ordonanțe de urgență, atunci vom alege să îndemnăm guvernul să meargă pe acea cale și nu vom continua cu o stare de alertă atât de general acoperitoare. Deci ați fi de acord cu o stare de alertă pentru anumite zone unde încă sunt focare? Unde ni se explică că trebuie, sigur că da, dar repet, este oriunde în lumea asta. Știți cum funcționează legile în Parlament? Că știți de atâția ani în presă. Există un inițiator care vine cu o expunere de motive. Noi în acest moment avem inițiatorul cu legea, dar nu avem expunerea de motive. Și dacă vă va convinge expunătorul de motive la momentul respectiv, vă veți îndrepta votul spre unul pozitiv? Sigur că da. Numai că noi știm în acest moment, noi simțim în acest moment că nu există, ci că dacă erau, le făceau publice. Haideți să vă întreb altfel, domnule Romașcanu, haideți să vă întreb altfel. În cazul în care vă mențineți punctul de vedere și nu trece acest proiect de lege, nu va fi continuată starea de alertă și asistăm la explozia numărului de cazuri de COVID-19, cine își asumă acest lucru? Firește că și le asumă cei care au decis într-un fel sau altul. Adică inclusiv dumneavoastră. Inclusiv răspunderea politică va fi a celor care au votat împotriva stării de alertă. Dar în același timp și răspunderea pentru o stare de alertă nejustificată care duce economia spre colaps, iarăși o vor deconta cei care au impus ceva ceea ce nu era necesar. Păi cred că au început deja să deconteze. Vă rog, domnule Moldovan. Mă scuzați, prelungirea stării de alertă nu presupune că vom avea restricții din punct de vedere economic, pentru că există măsuri de relaxare din punct de vedere economic. Deci nu, măsurile de relaxare înseamnă practic reluarea activității economice și sociale, însă în anumite condiții de siguranță publică, de siguranță sanitară. Nimeni nu-și dorește să țină economia închisă, da? Să ne înțelegem pe acest lucru. În ceea ce privește ce spunea domnul Romașcanu, eu sper și cred că Partidul Social Democrat va avea responsabilitatea necesară și va lua o decizie corectă și nu politică în acest caz, pentru că ar fi păcat până la urmă în ultimele 3 luni, zic eu, cu bune și cu rele, clasa politică a dovedit totuși o responsabilitate și a mers destul de bine și acest lucru s-a văzut pe numărul de cazuri, de îmbolnăviri, pe numărul de decese, repet, comparativ cu alte state. Sper ca acest subiect să nu devină politic de acum înainte, pentru că ar fi păcat pentru toată lumea, inclusiv pentru cetățenii care au suferit în ultimele luni și au... Domnule Moldovan, publicul, votanții noștri au fost... Nu mă refer la votanții dumneavoastră, mă refer la publicul e împărțit în funcție de simpatiile politice, da? Noi ne-am asumat un risc votând de două ori starea de urgență și odată starea de alertă care arată responsabilitate. Nu ne puteți bănui de iresponsabilitate. Asta am spus și eu, domnule Romașca, numai înainte, dacă mă... Cred că nu mai da, v-am ascultat. Exact chestiunea asta s-a spus și am spus că, din punctul meu de vedere, ca tânăr politician, chiar am apreciat acest lucru, că clasa politică a înțeles importanța și gravitatea în care ne aflam și eu
zic că au fost luate măsuri de întreg eșichierul politic, au fost luate măsurile cele mai bune și drept urmare am avut și rezultate. Eu spuneam doar ca de acum înainte să nu dăm cu piciorul la ceea ce am făcut până acum și mă bucur și chiar am spus acest lucru la începutul emisiunii, că dumneavoastră, Partidul Social Democrat, v-ați nuanțat puțin poziția față de zilele trecute cu privire la prelungirea stării de alertă. Pentru că această stare de alertă va trebui prelungită, cum spuneam, pe baza unor informații și a unor recomandări ale specialiștilor în domeniu. Și să fiți siguri că guvernul nu ar fi venit cu o prelungire a stării de alertă dacă nu avea aceste chestiuni în spate. Da, vă mulțumesc tare mult, domnilor, pentru intervenția în emisiune și comentariile pe care... Vă rog, domnule Romașcan. Guvernul nici nu a venit cu o solicitare de prelungire de stare de alertă. A venit șeful de fapt al guvernului, noi n-am auzit încă la guvern acest lucru, așteptăm. Păi o să vin în Parlament, asta am înțeles. Domnule Romașcan, o să vin în Parlament. Păi hai să vedem, până acum discutăm pe declarațiile președintului, care totuși, după Constituție, nu e șeful guvernului. Da, vă mulțumesc, domnilor. Mergem în publicitate, comentăm subiectul în continuare cu Dan Bucura în doar câteva minute. Rămâneți alături de noi. Venit în direct și continuăm discuțiile despre prelungirea stării de alertă. Acest măr al discordiei din Parlament din ultimele două zile, politicienii se întrec în declarații care mai de care mai împotriva sau pentru prelungirea stării de alertă în România. Dan Bucura, care e miza până la urmă? Că nu înțeleg. Este clar, sănătatea publică este pusă la bătaie, dacă vrei, în momentul de față și siguranța cetățenilor. Pe de o parte, spun specialiștii, pe de altă parte, politicul, dacă vine PSD-ul și zice, gata, domnule Arafat, mai convins cu discursul din Parlament, că am înțeles că asta se va întâmpla, votăm. La ce a folosit acum, tot acest la nivel declarativ, dacă mergem pe materialul clientului, să spunem așa, pentru unii miza e sănătatea poporului, că de asta zic că o fac, mă refer la cei de la guvernare, la ceilalți, după cum ați auzit, miza e să poată fura cei de la guvernare liniștiți. Acum, revenind însă la lucrurile concrete, demonstrabile, că așa și eu poate am bănuielile mele jurnalistic vorbind, că nu s-au întâmplat lucruri tocmai cu șere pe perioada asta a stării de urgență și de alertă, a stărilor, de fapt, eu în continuare văd o miză politico-electorală. De ce? Pentru că, vedeți, cei de la PSD, cei de la Pro-România, chiar și micul partid al domnului Tăriceanu, ALDE, sau cum s-o mai numi el, încearcă să puncteze electoral cu o chestiune care place românilor, că e populistă. Să le spui românilor, bă, voi, noi nu vrem să vă mai ținem în case, să nu vrem să vă lăsăm la terase, la restaurante, să fiți liberi, să... Evident că place. Dacă, în schimb, se întâmplă o nenorocire, e simplu să faci un pas înapoi și să spui, băi, să vă apere ăștia, cine? Tătarul, Vela, eu știu care sunt la butoane. Deci, pentru opoziție, e un soi de, să-i spunem, win-win situation, adică ei câștigă în ambele variante. Că iese ca ei, uite, noi am luptat să vă scoatem din case, dacă iese prost, să decontezi. Păi a zis domnul Romașcanu că și-asumă și ei, dar mă întreb în ce fel. Adică o să iasă și o să spun am greșit, nu? Dacă se va întâmpla asta, eu mă las de presă aici. Deci când o să văd în corpore parlamentarii care votează într-un fel și asumă, pe aia văd că a ieșit proști și ies, am greșit și populație dragă, iartă-ne că vă îmbolnăviți și din cauza noastră, eu mă las de presă. Și spun asta pentru că știu că nu o să se întâmple. Pe de altă parte însă, într-adevăr, discuția pe chestiuni serioase trebuie să fie susținută de specialiști. Domnul Arafat, că place unora, că nu place, mie, exemplu, mi-e antipatic, dar nu contează asta, trebuie să aibă la bază, până la urmă, votul de astăzi. Adică toți acești parlamentari, din stânga, din mijloc, din dreapta, trebuie să asculte specialiștii. Iar specialiștii trebuie să vină cu argumente. Argumentele astea eu mai aș fi dorit, într-adevăr, aici, Ana, trebuie să iau un pic și din discursul domnului Romașcanu, eu mi-aș fi dorit să fie mult mai bine prezentate înainte. Nu cu o oră sau cu o jumătate de oră înainte de vot, nu să se ducă Arafat pe la Parlament să le stea în birou șugu-șugu cu președintele PSD, cu Ciolacu sau cu altul, pentru că e un vot important și un vot care privește situația țării astea și din punct de vedere medical și din punct de vedere economic. Da, din punctul ăsta de vedere, argumente au tot existat, pentru că nu e ca și cum s-au închis într-o carapace cei de la Ministerul Sănătății, da, și nu au declarat. Și nu au existat. Dom'le, pericolul încă există, virusul există, avem aproape 200 de cazuri, iată, deci e activ pe teritoriul României. Haideți să mai stăm un pic cu măștile alea pe figură, haideți să mai
avem un pic grijă, chiar dacă, uite, molurile se redeschid, avem acces la piscine, grădințele private se redeschid. Parțial ai dreptate, nu să-ți amintesc și bâșbâiala, ca să-i spun elegant, celor care au gestionat pandemia asta de-a lungul celor 3 luni și ceva de stare, de urgență și de alertă. Întâi s-a militat pentru netestare, după aia acum am ajuns, facem testări în masă. Ba era bună masca, ba nu era bună masca. E adevărat că până acum și OMS-ul, până și marele OMS, Organizația Mondială a Sănătății, acei experți, iluminații mondiale ai sănătății, au dat cu stângul în dreptul. Ba era altceva, ba săptămâna viitoare era altceva. Pentru că asta a fost particularitatea, e un virus nou, nimeni nu știa. Dar pe de altă parte, sigur și cei care au gestionat au avut sincope. Și probabil că asta speculează acum parlamentarii. Eu îmi doresc totuși să fie un vot cerebral și să fie un vot asumat. Repet, dacă ne țin în case să își asume, dacă ne lasă pe stări se întâmple ceva rău, la fel să-și asume. Mergem în publicitatea din nou, 2-3 minute și ne întoarcem pentru concluziile acestei prime ore de dezbatere. Revenim. Ce verdict vom avea după ziua de azi? Eu cred că se va vota și vom avea starea de alertă dorită de cei de la guvern, mai ales că deplasarea domnului Arafat acolo la această discuție de taină poate schimba decizia pe partidului. Cred că l-ați auzit inclusiv pe domnul Romașcanu în intervenția sa, lăsând oarecum loc acestui scenariu. Mai ales că domnul Arafat e, chiar dacă unora nu place ce spun, e din bucătăria PSD-ului, așa, provenit mai de acolo. Așa că vorbește pe limba domniilor lor, vorbește cum trebuie și s-ar putea să-i îndulcească, nu cred că... Și atunci cred că rămânem doar de un foc de paie care, mă rog, a fost făcut în ideea de a mai agăța ceva electorat de către actuala opoziție, mai ales de către domnii de la PSD și Pro-România. Acum, poate mă înșel, la Pro-România însă n-am așteptări, ei cu siguranță vor vota contra, dar fiind o formațiune mică, știi cum e vorba aia românului, gică contra trebuie să existe peste tot. Nu strică să fie și acolo, asta e, să-și facă fișa postului. Important este cum votează PSD-ul, pentru că, într-adevăr, dacă aceste trei partide se unesc, mai sunt și absențe, mai vine și unul de mere sau măcar o parte în povestea asta și te trezești că respingem cu totul starea de alertă, ceea ce, sincer, nu, repet, nu mă pricep din punct de vedere medical, dar mi se pare prea brutal. Adică dacă vin niște experți și spun am că... Am înțeles, a spus președintele României, au explicat și ceilalți că relaxarea oricum există, mai primim niște beneficii, să le spunem așa, să ne bucurăm de ele. Mergem în publicitate, revenim la ora 14 fix, o să vedem și cum Dan Barna este criticat dur de Andrei Caramitru. Barna copiază jalnicele argumente PSD, a spus acesta. Comentăm subiectul, vedem ce s-a întâmplat și cu vloggerul Colo și discutăm puțin și despre dosarul Colectiv. Revenim la 14.